Bun găsit, sunt George Ciubotaru, iar dumneavoastră sunteți la Retrospectiva Săptămânii. Nu mai e o surpriză pentru nimeni că România este țara recordurilor. Din păcate, e a celor negative. Săptămâna aceasta s-a înregistrat cel mai sumbru bilanț COVID, peste 2000 de decese. Zilnic, doctorii raportează 0 locuri la ATI. Un singur om i-a contrazis săptămâna aceasta. Primarul capitalei Nicu Șordan, care spune că în capitală sunt locuri. Imaginea României este totuși alta. Sunt cozi la morga spitalelor, nu mai sunt locuri în cimitire și pentru că groparii nu mai fac față, la Botoșani, de exemplu, gropile se fac cu excavatorul. În tot acest peisaj aflăm că Ministerul Sănătății și-a permis luxul de a pierde aproape 5 milioane de euro, bani europeni pentru testarea gratuită a populației și, pentru că nu era de ajuns pandemia, explozia prețurilor la energie, carburanți, alimente au dus inflația la un nivel record în ultimii 10 ani. În tot acest timp, clasa politică luptă pentru putere. Președintele Klaus Iohannis știe și el cu siguranță toate datele pe care le-am prezentat anterior, dar pare că se joacă. Luni i-a dat mână liberă lui Dacian Cioloș să formeze noul guvern. Urmărește Klaus Iohannis să-și umilească adversarii pentru că au dat jos guvernul său sau să dovedească tuturor doar că omul său, Florin Câțu, este cel mai bun premier? Caut răspunsurile în această seară cu analistul politic Sarmiza Antronic, bună seara, și cu jurnalistul Radu Herjeu, de asemenea, bună seara. Haideți să începem Retrospectiva Săptămânii. Vă spuneam ceva mai devreme că avem în această săptămână numărate, adunate, 2000 de decese din cauza COVID-19, din cauza acestei pandemii prin care trecem de un an și jumătate și guvernul pare că face orice pentru a evita lockdown-ul, acea închidere, acea carantinare a localităților. Chiar dacă multe voci din domeniul medical spun că ar fi cam singura soluție în acest moment. De exemplu, am avut propunerea Institutului Național de Sănătate Publică de a carantina timp de 14 zile zona metropolitană București. Evident, a fost respinsă imediat. Și premierul Florin Câțu a venit, iată, cu o altă idee, dar care a revoltat deja o parte a populației. Haideți să vedem despre ce este vorba. Angajații care nu sunt vaccinați sau și nu au trecut prin boală, din sistemul de sănătate, public și privat, vor trebui să testeze pe banii proprii. Nu luăm această măsură și v-am spus că, și ați văzut că și anul trecut a fost această discuție despre carantinarea Bucureștiului și Elfov și nu a funcționat. Dar ne uităm la alte măsuri care să împiedice răspândirea virusului. Un lucru pe care l-am discutat cu domnul ministru al Sănătății ar fi acela de a impune sau de a cere certificatul verde pentru toate activitățile pe care le avem în România, pentru orice activitate unde intrăm sau intrăm în contact cu persoanele, să avem acest certificat verde. Și iată-ne că suntem la 10 luni de la startul campaniei de vaccinare în România și suntem codașii Europei. Și pentru asta autoritățile caută vinovații. Iar în această săptămână am aflat de la responsabilii cu vaccinarea că nu au avut niciodată bani pentru a populariza și pentru a comunica populației. Haideți să vedem cine a făcut declarații și ce a spus. Nu s-au alocat bani, sau cel puțin CNCAV, comitetul pe care îl coordonez, nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Obiectivul campaniei de comunicare și de informare pe care noi l-am avut încă de la început, din noiembrie, a fost de promovarea încrederii populației în știință și în sistemul medical, în medici, tocmai pentru că pandemia este o problemă medicală. UNICEF a venit cu o variantă în care ei au donat bani, deci nu au fost bani de la buget pentru campania de vaccinare de când a fost eu la guvernare. Înainte știți foarte bine că a fost acel buget, dar doar o parte din el a fost folosit, acele facturi. N-a mai continuat în iarnă această variantă. Aici suntem.
la un an și jumătate după începerea pandemiei și la, cred că s-au făcut deja 10 luni de la primul vaccin, că au început prin ianuarie campania de vaccinare. Deci avem coordonatorul campaniei de vaccinare și primul ministru care spun că n-au avut niciodată bani pentru campaniile de comunicare și au făcut-o doar cu parteneri pe banii lor. Știm deja celebra campanie ce conține vaccinul. Noi, Radu, am mai discutat pe acest subiect. Aș vrea să știu și părerea Sarmizei Andronic cu privire la cum s-a comunicat cu populația pe subiectul vaccinării. Prost. Pentru că eu am spus-o și e momentul să repet din nou. Este înfiorător cum să faci o campanie de vaccinare și să spui să faci o campanie metaforică. Păi cum ajunge metafora respectivă la omul din mediul rural? Cum se informează omul ăla? Ce-l interesează pe el că poți să te duci la bar? Ce-l interesează pe el că poți să te duci în cafenea? Ce-l interesează pe el că poți să te duci la Antold? Serios, adică ai făcut o campanie de informare plină de metafore, dar atunci când ai trecut dincolo de această campanie pe care unii au înțeles-o și unii nu, ai fost foarte agresiv. Tu, cel care ai făcut această campanie, ne-ai certat, ne îndemnai așa, aproape că spuneai vă bag în cătușe dacă nu vă vaccinați. Păi asta e campanie de informare, ce spunea el? S-a comunicat prost, oamenii nu mai au încredere în autorități, cred că este un lucru care se spune deja de 10 luni de zile și pe bună dreptate, pentru că, iată, se contrazic experții cu politicienii. Am avut foarte multe mesaje politice în toată această perioadă, numai că nu știm cine sunt experții care decid. Da, sunt experți care sau specialiști care ies public și își spun părerile. Dar nu-i știm, dar nu-i știe lumea. Dar cei care decid sunt în spate și nu-i cunoaștem. Adică nici măcar nu știm pe cine să tragem la răspundere. Nu știm cine este specialistul. Măcar să putem să comentăm ceva despre el, da? Nu putem face asta. Sau despre ceea ce promovează, sau despre o anume decizie. Nu înțeleg de ce se ascunde acest lucru. Pe de altă parte, Florin Câțu și-a tot asumat această campanie de vaccinare până când a început să dea înapoi pentru că a văzut că nu este un succes. Eu n-am o problemă cu domnul Gheorghiță care vine și spune că nu au fost bani. Probabil că nu au fost bani, dar nu e un pic cam târziu? Adică de ce acum când Florin Câțu nu mai e premier plin, vii și spui chestia asta? Da. De ce nu te-ai dus să dai cu pumnul în masă? De ce n-ai strigat dacă ți s-a părut că toate ușile ți-au fost închise? Păi atunci ieși public și spune. Dar doar să constați că nu ai bani. Radu, înainte să știu părerea, să văd dacă ești de acord cu ce spune Sarmiza, vreau să vedem tot ce se întâmplă în această cursă de a găsi vinovații. Florin Câțu arată din nou cu degetul către Ministerul Sănătății și aici, din cauza unei pierderi unei sume fabuloase de bani, aproape 5 milioane de euro fonduri europene nerambursabile, pentru testarea gratuită a populației. Haideți să vedem ce a spus tocmai Florin Câțu pe acest subiect. Un lucru mai puțin plăcut, dar ar trebui să-l știți. A existat în luna iulie, la Comisia Europeană a lansat o linie de finanțare destinată statelor membre în vederea asigurării accesului la certificatele verzi COVID în cadrul instrumentului de finanțare ESI. Au fost solicitate depuneri de aplicații pentru finanțare către statele membre interesate. Ministerul Sănătății a depus o aplicație pentru obținerea de fonduri în date de 2 iulie, care a fost analizată de Comisia Europeană și aprobată pentru suma de 4,7 milioane de euro pentru asigurarea de contări unui număr mare, un număr de 88.350 teste PCR și 89.760 teste rapid antigen. Decontarea rambursarea testelor se poate realiza doar în corelare cu eliberarea certificatelor verzi pentru persoane solicitante pentru perioada iunie-octombrie 2021. În ceea ce privește semnarea contractului de finanțare, menționăm următoarele. Acesta a fost transmis spre avizare internă în prima jumătate a lunii august. Direcția juridică a discutat de mai multe ori, ministrul de la acel moment, despre necesitatea semnării cu ministrul semnării urgente a acestuia. Contractul a fost returnat direcției juridice neavizat în 7 septembrie. Deci acești bani au fost pierduți pentru că ministrul la momentul respectiv nu a dat curs acestui lucru. După ce că suntem codașii Europei la vaccinare, acum suntem fruntași la decese, am avut bani în mână, aproape în mână și nu i-am luat. Radu, aș vrea să revenim la ce discutam mai devreme. Spunea Sarmiza că nu au ieșit în față specialiștii. Păi, colonelul Gheorghiță nu tot așa a fost un necunoscut înainte pentru marea masă înainte de pandemie și a fost scos așa din joben, dar
n-a funcționat, pare. Da, n-a funcționat spre deosebire de Portugalia, unde campania de vaccinare a fost condusă tot de armată, tot de un militar de carieră, e adevărat ceva mai puțin tânăr decât domnul Gheorghiță. Cu multă experiență pe meseria sa. Diferența între Portugalia și România, în acest caz, că sunt multe altele, dar în acest caz, diferența a stat în neamestecul politicului în campania de vaccinare acolo, absolut deloc. În schimb, aici am văzut mai multe mesaje ale politicienilor, fie pro, fie contra vaccinului, ceea ce în Portugalia n-au prea fost, decât mesaje ale specialiștilor. E adevărat, domnul Gheorghiță a apărut relativ des la televizor. A spus relativ de multe ori de ce e bun vaccinul, de ce trebuie să ne vaccinăm. Numai că din foarte multe motive, care poate ar merita analizate de un specialist în imagine, mesajul domniei sale n-a fost atât de percutant pe cât ar fi trebuit să fie și a fost foarte repede băgat în umbră de apariția președintelui Iohannis fără mască într-o sală cu 5.000 de oameni, de apariția fostului premier Orban într-un birou cu alți 7, niciunul cu mască, bând și fumând în clădirea guvernului. A fost anihilat de zecile de mii de oameni de la Antold. Să nu uităm nici pe fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, care stătea fără mască. Și spunea, da, să-mi pun mască, că mă vede poporul. Bun. Deci toate aceste lucruri făcute de politicieni și disecate de mass media au dus în derizoriu până la urmă mesajul unor specialiști. Mai ales că, încă o dată, ca să-l asimilezi pe Gheorghiță cu un specialist, trebuie să ai câteva, trebuie să fii auzit de el, trebuie să fi știut ceva despre el. Nu, românii s-au trezit cu domnul Gheorghiță în față ca un fel de, cum să spun, interfață între politicieni și oamenii au simțit lucrul ăsta. Au simțit că Gheorghiță nu are libertate. Bine. De aceea s-a trezit după un an să spună n-am avut bani. Pentru el că dacă el. Gheorghiță avea libertatea de acțiune și de a spune ce crede în privința asta, ar fi trebuit să iasă din ianuarie. Spune, fraților, am luat 100 de milioane de doze de vaccin, cui le dăm? Că oamenii nu o să vină pentru că oamenii nu știu că trebuie să se vaccineze. El ca el, dar Florin Câțu, care a avut mâna pe piciorul pe bani, ca să spun așa, e justificată declarația lui care vine și spune să acum că n-am avut Florin bani? Câțu, adică acum două luni se... spunea că suntem foarte pregătiți de valul 4, să vină, că îi arătăm noi, iar acum 2-3 săptămâni spunea, dar eu n-am știut că nu suntem pregătiți, oare cine o fi de vină? Cum cine sunt? Useriștii de la Ministerul Sănătății. De parcă Ministerul Sănătății ar fi așa o entitate de pe Marte, care iese de sub jurisdicția primului ministru. Deci nu te poți aștepta. Pe cât l-a interesat anul acesta, l-au interesat două lucruri. Cum să ia cât mai multe împrumuturi și doi, cum să ajungă președintele PNL? În acest moment, pe cât îl interesează un singur lucru. Cum să continue misiunea sa mesianică la Palatul Victoria? Deci, alte lucruri nu l-au interesat ca dovadă, că și modul în care citea acele hârtii era clar că le vede la prima dată, deci nu știe de poveste, decât pentru că mass media a atras atenția asupra ei. Păi și Sarmiza Andronic, mergând pe această idee, nu poate fi chiar și premierul tras la răspundere pentru aceste milioane de euro pierdute de Ministerul Sănătății? Mă bucur foarte tare că m-ai întrebat asta. Știi de ce? Pentru că nu știu dacă ați remarcat, dar în conferința de presă a dat o dată, 7 septembrie. Păi dacă tu știi din 7 septembrie, de ce nu ai demis, ministru? Că ăsta era motiv să ieși, să te bați cu pumnul în piept și să spui am pierdut aproape 5 milioane de euro, bani pe care trebuia să-i folosim pentru testare, bani pe care nu trebuia să-i dăm înapoi, că tot îi se întorc în cap toate, apropo de toate împrumuturile pe care le face și despre care noi nu știm nimic, unde-s banii, nu există niciun fel de transparență. Ar fi fost un motiv serios să te laude lumea și să spună bravo, uite un motiv să demiți ministru, uite o incompetență, uite o superficialitate, da, demonstrată deja de ministrul sănătății. Dar am mai spus, Radu, o chestie, că de ce Valeriu Gheorghiță nu a avut succes? Păi n-avea cum să aibă succes, pentru că într-o situație de criză de o astfel de amploare nu comunică decât maxim două persoane. Ori tu despre Valeriu Gheorghiță nu știi nimic. Ce spuneai că l-au scos așa? Păi cine este Valeriu Gheorghiță să cred eu în ceea ce spune el?
Da, tu vrei să spui că aveai nevoie de o persoană, două cu notorietate, absolut, oameni absolut, pe care să-i cunoască, oameni, inclusiv da, oamenii de la țară din vârf de mână. Da, George, pentru că eu puteam să spun în felul următor. Pe mie, dau un exemplu, da? Doctorul Cercel, străinul Cercel, l-a făcut bine pe Fratimiu. Nu știu, Rafila l-a făcut bine pe Cutărescu. Altfel se făcea conexiunea, altfel aveau credibilitate. Măcar o parte dintre oameni îi cunoșteau și știau să spună ceva despre ei. Și pentru că discutam, ai spus mai devreme și a spus, l-am ascultat pe premierul Câțu vorbind de banii pentru certificatele verzi, l-am auzit și ieri și astăzi spunându-ne că e posibil să intrăm la supermarket, inițial a spus la magazin, apoi a venit Arafat, Raed Arafat și l-a contrazis, doar în locurile neesențiale e posibil să intrăm pe baza certificatului verde. Cum am spus de atâtea ori în această emisiune, e semnul disperării. Deci omul nu știe ce să mai facă și constată și își dă seama chiar și el, care nu e un politician, își dă seama că toate lucrurile astea și toate decesele astea și toate infectările astea și harta aceea care astăzi a circulat pe tot netul cu România neagră într-o Europa verde, da, culorile sunt în funcție de decesele de ieri, și a dat seama că la un moment dat cineva s-ar putea să-l tragă la răspundere. Și atunci, în disperare, ia niște măsuri, unele, sau ar vrea să ia niște măsuri, unele aberante, cum e asta, să nu intri în magazin, bun, și de unde o să cumpăr mâncare. În loc să fi luat măsuri mult mai puțin drastice, dar sigur nu atât de laxe precum a luat în acest an, mai ales după mai încolo. Deci asta e semnul disperării. L-a luat gura pe dinainte, pentru că imediat după aceea a apărut Arafat, a apărut azi și a spus nu, stai nițel acolo, că nu. După care astăzi am văzut că premierul Câțu promite că nu se va intra cu certificat verde în magazine și farmacii. Promite de parcă nu el ar fi anunțat cu o zi înainte că asta intenționează. Deci, încă o dată, haosul, din păcate, în acest moment este maxim și se acutizează pe măsură ce, după cum vedem, valul 4 nu e un val ușor, cum sperau toți, și a venit, nu mai știu cine, domnul Rafila, cred, și a anunțat și valul 5. Deci eu zic să ne ținem bine. Da, da, la București, în unele instituții, pare că n-au ajuns aceste vești. E liniște și pace, sunt floricele pe câmpii. Și mă refer aici la Primăria Capitalei și la primarul general Nicu Șordan, care în tot acest context al valului 4, deja știm cu toții cum se manifestă și ce date statistice avem, a ieșit public și a spus în capitală sunt locuri libere la ATI, contrazicând practic medicii care ne spun de zile întregi că nu mai există niciun loc. Haideți să vedem declarația. În acest moment, în spitalele din București, care țin de ASMB, există încă locuri pentru bolnavi COVID, atât paturi fără oxigen, cât și paturi cu oxigen. Da? Noi funcționalizăm acest spital modular pentru viitor, pentru ipoteza în care nu o să mai o să, în care sperăm să nu ajungem, în care nu o să fie suficiente locuri în spitalele pe care le avem deja. Primarul Capitalei, care spune în spitalele administrate de Primăria Capitalei, sunt locuri. Ce vă panicați atâta? Noi pe cine credem? Exact, pe cine credem? Credem Ministerul de Interne, grupul de comunicare strategică care ne spune că nu sunt locuri sau? Da, cine transmite mesajul cel mai credibil? Niciunul. Adică nu vă spărați, suntem disperați. Cu toții. Și apropo că se vorbea despre Portugalia, păi vă spun eu despre Grecia. Acum două zile, 600.000 de teste au fost făcute, au fost descoperiți 2.000 de oameni pozitivi și au murit 30 de oameni. Se vorbește deja despre valul 5 în perioada Crăciunului. Noi nu trecem de valul 4. La noi valul 4 și valul 5 o să fie unul și același. Pentru că nu putem scăpa din această menghină în care suntem băgați. 16% la București înseamnă enorm. Cum scăpăm de toate lucrurile astea? Ce facem? Putem să scăpăm dacă se și întâmplă ceva. Dar noi stăm, asistăm neputincioși, auzim aceste cifre, dar nu vedem că autoritățile fac ceva în acest sens. Adică, ok, o să avem mâine 17 la mie, peste o săptămână o să avem 25 la mie. Doamne ferește, dar suntem pe acest trend? Da. Se întâmplă ceva? Nu. Avem vreo speranță? Nu.
Și ce a fost interesant, Radu, după această declarație, a fost întrebat și viceprimarul Capitalei de la USR Plus, care are în subordine spitalele. A fost întrebat cum stăm, care sunt cifrele la zi. Și a citit statistica primită în acea dimineață, evident, în Spitalul Victor Babeș, de exemplu, Spital de Boli Infecțioase administrat de Primăria Capitalei, nu mai era niciun loc la ATI, nu mai era niciun pat liber cu oxigen, erau libere doar paturile normale, cum ar veni, pentru pacienții cu forme ușoare. Dar nu ne așteptăm acum ca primarul PNL și viceprimarul USR să vorbească pe aceeași limbă, să fim serioși. Nu, dincolo de asta, eu am două, în afară de această declarație, eu am alte două știri de la Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, în aceste zile în care se moare pe capete. Una este că a început nu știu ce festival de jocuri electronice pe Stadionul Național, Ura Ura, între noi fie vorba, în nicio țară nu s-a organizat din cauza pandemiei. De asta a ajuns la București. Iar a doua veste era că primăria va da oamenilor fără adăpost măști. Da, ai pierdut, înseamnă că ai pierdut știrea cu dușul comunitar. Că primăria îi ajută pe oamenii străzii să facă duș, dar noi avem un oraș în acest moment în care nu e apă caldă. Apropo de cine credem, dacă îl credem pe cel care ne-a promis apă caldă, încă de anul trecut, din septembrie, e bine. Eu am dubiile mele. Eu zic să credem statisticile și cifrele și aș vrea să vă prezint niște cifre. Mai exact, raportul Institutului Național de Sănătate Publică pentru săptămâna 4-10 octombrie, când avem, privind la decesele înregistrate la persoanele nevaccinate, sunt 91,6% dintre decesele de COVID-19 sunt înregistrate la persoane nevaccinate. Păi, înseamnă că aici a dus campania de comunicare care n-a existat sau a existat sau a fost fără bani, n-am avut bani nici de teste, că până la urmă e concluzia, da? Aici o să repet ce am spus acum la o altă emisiune, în care spuneam, din păcate, e și un factor obiectiv, dacă îi putem spune așa, în problema asta. La început s-a spus, și nu s-a spus de către politicieni, până și medicii spuneau că vaccinul te imunizează. Oamenii au crezut. Nu la mult timp după aceea au venit și au spus, stați nițel că nu vă imunizează, puteți să transmiteți virusul ca și cei nevaccinați. Sigur, în altă proporție e mult mai... avantajul e că nu faceți forme grave. În momentul ăsta i-au pierdut, comunicatorii, i-au pierdut pe foarte mulți. Că au spus, ok, dacă la început mi-ai spus că mă imunizează, după aceea mi-ai spus că nu, s-ar putea peste 3 luni să spui că de fapt nu are nicio valoare. Deci, repet, este singurul factor obiectiv în acest procent uriaș al celor nevaccinați care decedează sau care sunt internați. Și înainte să trecem mai departe, Sarmiza, aș vrea să știu părerea ta, trece în Parlament proiectul cu vaccinarea obligatorie în cazul personalului medical sau testarea pe cheltuiala proprie? Uite, n-aș putea să-ți răspund la întrebarea asta. Mi-e foarte greu să fac un pronostic și mi-e foarte greu pentru că nu știu cum se poziționează partidele politice și nu știu dacă aici e vorba de un mesaj unitar la nivel de partid. Este foarte posibil ca fiecare partid să-și lase parlamentarii să voteze cum vor. E o chestiune foarte serioasă. Foarte sensibilă, și subiectul foarte gravă. Și știi, eu mă uit că noi tot spunem de campania de vaccinare, adică noi spunem, avem dreptul să spunem, dar chestia asta că nu avem bani mi se pare o prostie. Pentru că dacă voiai cu adevărat să faci ceva, îi chemai pe medici de familie și le spuneai sau vorbeai cu unii dintre ei sau, nu știu, aveai o formă online și tot le spuneai, fraților, voi sunteți baza în toată această campanie, pentru că voi știți istoric cu fiecarei persoane în parte, voi știți ce aveți de făcut, voi vă cunoașteți oamenii, încercați să le spuneți că e bine așa, hai să vedem cum facem. Au fost și sunt în continuare medici de familie nevaccinați. Ce nu înțeleg eu este cum Dumnezeu te duci în spital cu o altă boală, da? Și pe lângă faptul că da, nu avem medicamente și așa mai departe, te poți duce cu o altă boală, dar nimeni nu-ți spune, bă, dacă tu ai venit la mine, uite, eu medic, te sfătuiesc să te vaccinezi. Pentru că ai văzut și tu ce e în spitale, nu știu, găsești o formă de comunicare. Nu există un medic în spital nevaccinat, care evident să spună asta, și atunci când tu vezi că medicul care te face bine de altă boală e nevaccinat, tu de ce să te vaccinezi?
E clar că suntem într-o criză sanitară. Noi acolo găsim răspunsuri, înțelegi? Acolo ar trebui să le găsim. La oamenii ăștia cu care noi interacționăm, de voie sau de nevoie, oamenii ăștia de care ne izbim, cine sunt ei? Medici, evident. Da, uită-te că în spitale, și aici sper să nu fac vreo gafă, dar vorbesc în cunoștință de cauză, sunt foarte multe asistente care sunt nevaccinate și pentru că ele interacționează altfel cu pacientul și pentru că sunt mai aproape de pat, pacientul primește acest răspuns. Bă, eu nu sunt vaccinat, ai grijă, că e nasol. Înțelegi? Nu te vaccina, că e periculos. Există astfel de mesaje în spitale. E oricum un subiect foarte, foarte sensibil, cel puțin legat de vaccinarea obligatorie. Vom vedea care va fi soarta în Parlament. Oricum, medicii au anunțat că vor protesta, sindicatele, mă refer, personalului medical, și mai ales făcând un calcul, ar trebui lunar, cred că undeva între 1.500 și 2.000 de lei pentru o testare PCR, iar pentru o asistentă medicală e o sumă enormă. George, dar tu te duci la spital dacă știi că omul ăla e nevaccinat? Adică, sincer, acum, nu te gândești că tu te-ai expus, că toată lumea spune, păi nu, că nu avem suficient de multe studii. Bine, dar eu mă sacrific. Uite, eu, Sarmiza Andronic, m-am vaccinat, nu mă interesează care sunt riscurile, atât cât m-am informat pentru mine a fost suficient. Uite, eu, Sarmiza Andronic, mă pun la dispoziția medicilor și spun, eu m-am vaccinat, hai să vedem ce iese. Cineva trebuie să se sacrifice pentru asta. Nu? Da. Și atunci, tu ca medic? E clar. Repet, vom vedea, e clar că e criza sanitară încă prin care trecem, e fără precedent, dar trecem și printr-o criză politică și aș vrea să trecem la al doilea subiect important care împarte România într-un fel sau altul. Criza politică, suntem fără un guvern cu puteri depline și avem un premier desemnat. Haideți să vedem care au fost declarațiile de la începutul săptămânii. Implicarea în politică a unor oameni ca noi e o formă de sacrificiu. Pacient celor nu are nicio șansă să formeze o majoritate parlamentară. Jocuri politicianiste, capcane. Vrem să avem în România iarăși un guvern zero. USR nu se teme să-și asume guvernarea. PSD-ul nu este a doua opțiune. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș. Știrea zilei a venit din vila din Modrogan și după 5 zile de negocieri, PNL a decis să spună pa acestei propuneri venite din partea lui Dacian Cioloș de a face împreună un guvern. Și mai mult de atât, Florin Câțu, președintele PNL, l-a trimis pe Dacian Cioloș și a trimis pe toți cei de la USR să facă o coaliție, o alianță cu cei din opoziție. Haideți să vedem declarațiile făcute astăzi de Florin Câțu. Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș are datoria morală față de români să încerce cu adevărat să găsească sprijinul la partenerii de coaliție PSD și AUR. PNL solicită lui Dacian Cioloș și USR să facă întâi discuții cu cele două partide care au reușit să facă o majoritate la moțiunea PSD și AUR pentru a găsi cele 234 de voturi necesare investirii guvernului. Dacă prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș nu va reuși în urma discuțiilor să coaguleze majoritatea pentru investirea guvernului, PNL va demara negocieri cu toți liderii partidelor politice responsabile, excluzând AUR, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru români. Imediat după acest anunț făcut de Florin Câțu, a venit replica lui Dacian Cioloș, care a anunțat că dacă nu se leagă nici într-un fel cu PNL și UDMR să formeze din nou un guvern, vor merge în Parlament cu un guvern minoritar, cu miniștrii doar de la USR+. Sarmiza Andronic. Păi, dacă nu reușesc, e clar, au 80 de parlamentari USR+. Da. Când vreodată... Nu, clar, că da. nu va trece. Da, nu știu dacă ați remarcat, dar Partidul Național Liberal nu spune nicio secundă că nu vrea guvernarea. Deci, mesajele lor sunt clare. Noi vrem la guvernare. USR vrea și el la guvernare și mesajele lor sunt foarte clare. Nu găsesc ei forma potrivită din cauza orgolilor. Adică vor să se căsătorească, dar sunt mirii exact, potriviți. Nu sunt sau încă, nu pica asupra datei, ca să zic așa, și locului.
Deci e clar că eu, din punctul meu de vedere, e clar că aceste două partide vor guverna împreună. Tu ești analistul politic din această ecuație. Eu vreau să-ți spun că așa văd lucrurile. Deci, declarația asta a lui Florin Câțu cu să se ducă întâi să vorbească cu PSD și cu AUR este un fel de... Ia să se ducă Cioloș cu bocceluța în mână, înțelegi, la AUR. La AUR, da, și la PSD și să spun, nu vreți voi să faceți alianță cu mine sau să intrați într-o coaliție? Nu vreți să mă susțineți pe mine ca și partid? Păi, nu prea vrem. Și atunci vine cu bocceluța la Partidul Național Liberal. Însă altceva nu înțeleg eu, că aici mi se rupe cumva firul. Deci Klaus Iohannis i-a spus lui Dacian Cioloș să insiste. Da? Eu știu, din sursele pe care eu le am, că Florin Câțu este consiliat foarte bine și că îi se spune mereu că Partidul Național Liberal nu poate ieși de la guvernare. Nu e greu de înțeles de ce... nu poate ieși de la guvernare. Și totuși, Florin Câțu face acest joc. Da? Este foarte riscant. Dacă, de exemplu, Partidul Social... Zic, evident, nu se întâmplă. Dacă Partidul Social Democrat... Da, frate, uite, îl susține numai să nu vină Partidul Național Liberal. Ce fel de joc de copii e ăsta? Deci, ei nu, dar vor... N-a rezistat un guvern da, PNL-USR? Să-ți mai spun ceva. A rezistat un guvern PSD-USR? Dacă... Da, nu. E clar. E clar, era vorba de susținere. În niciun caz nu vom asista la vreo coaliție. Dar lucrurile sunt neclare pentru toată lumea. Un singur lucru, repet, e clar. Că amândouă partidele vor la guvernare. Însă niciodată nu vom avea, nici de la început nu am avut, de când s-au unit, ca să zic așa, s-au unit sub aceeași cupolă ca să guverneze, nu vom mai avea o relație de la A la Z, vom avea o relație de la H la Z. Ceea ce... Noi vom simți din plin, da, pentru că prea s-au înjurat ca la ușa cortului. Da. Și atunci, care e adevăratul motiv pentru care Klaus Iohannis l-a aruncat în această cursă pe Dacian Cioloș? Că, ok, toată lumea spune, a fost singurul premier, singura propunere pe care a avut-o pe masă, dar putea să refuze. Nu? Klaus Iohannis a dat cu crosa de golf într-un joc de șah acum. Am spus-o și continui să spun, îmi iertați expresia, l-a nominalizat la Mișto. A vrut să-l umilească. Din punctul meu de vedere, asta a urmărit, să-l umilească pe Cioloș și întreg USR-ul, să-i arate cine-i jupânul. Da. Și să-i arate... Nu, are dreptate. Iartă-mă. Vin în susținerea a ceea ce spui. Chiar declarația lui Florin Câțu demonstrează asta. Să meargă întâi la PSD și la AUR. Dar nu vreți să vedem ce spunea Klaus Iohannis în 2015, atunci când l-a mai desemnat odată pe Dacian Cioloș și imediat după tragedia din Clubul Colectiv și după ce Victor Ponta și-a dat demisia. Și atunci au fost consultări și premierul desemnat a fost Dacian Cioloș și iată ce a spus Klaus Iohannis atunci. Este nevoie de un prim-ministru independent sau tehnocrat, cum spunem de multe ori, o persoană curată, adică care să nu fi fost implicat în niciun fel de scandaluri. Păi, era o persoană curată în 2015. Acum e tot curată, dar poate fi tăvălită. Sau... Acum nu mai e tehnocrat, nu mai e independent, deci trebuie tratat ca atare. În mod normal n-ar trebui tratat ca atare, că președintele țării ar trebui să fie deasupra partidelor politice și a jocurilor politice. Din păcate nu este și se vede. Repet, l-a desemnat ca să-i arate care limitele sale și că mai ușor cu scandalul, că sunteți prea micuți pentru războiul ăsta între granzi. Faptul că îl plimbă, vrea să-mi spună mie cineva, că, deci Iohannis îi spună, hai insistă, după ce Cioloș probabil i-a fi spus, domnule președinte, mi-a închis telefonul Câțu azi. Mi-a zis că n-are rost să vin să discutăm. Și Iohannis îi spune, nu mai insistă? Adică... Vară așa, m-a bătut. Vorba asta, despre ce joc vorbim aici? Este clar că totul este făcut ca să umilească USR-ul, ca să se întoarcă spășit la Câțu, să-l accepte premier și să accepte eventual Ministerul Culturii, Ministerul Apelor Termale și... Deci totul se rezumă la ai dat jos guvernul meu, îți arăt te mănânc. Îți arăt eu. Da, nu că nu poți fără PNL, nu despre asta e vorba, că nu poți fără mine. Da? Pentru că eu sunt decidentul în toată această poveste. Dar eu sunt foarte îngrijorată. Eu am un semn de întrebare. Dacă cumva Dacian Cioloș va fi premier, dacă USR va ajunge la guvernare, păi îți spun eu că va fi nasol.
apropo de miștoul tău, adică zic și eu, iartă-mă pentru termen, o să fie rău pentru că vor veni cei de la USR cu același nume, probabil pe alte portofolii. Deja am văzut în piață aruncate. Dar stai puțin, nu că vor veni cu miniștrii pe care i-a avut aici. Sunt aceiași din 2016. Atunci am avut o criză. Astăzi avem pe toate palierele crize. Păi da, dacă în 2016 le-a fost frică să semneze hârtii că nu știau în ce se bagă, poate acum și-au făcut mai mult curaj după atâta timp. Au mai prins care e șmecheria pe acolo, pe la guvernare. Bun, un guvern USR, minoritar, susținut de PSD, că n-are cine altcineva să-l susțină, e în avantajul PSD-ului, pe termen mediu. Nu e în avantajul PNL-ului. E în avantajul PSD-ului și ar fi o lovitură de imagine și de orgoliu pentru președinte, cum cred că n-a încasat în acești 7 ani. Deci eu nu știu ce ar putea inventa ca să evite o astfel de situație în care chiar ar fi pus, adică ar duce în derizoriu funcția de președinte și din acel moment nimeni n-ar mai avea încredere în ce spune el. Cel mai probabil nu se va întâmpla, pentru că și în PSD există și acolo o apetență pentru jocuri politice și tot felul de calcule pe termen scurt, mediu și lung, și sunt convins că există foarte multe discutăm visuri. Imediat și de PSD, dar hai să vedem cu UDMR-ul, pentru că și el a fost la masa discuțiilor, a fost membru în coaliția de guvernare în tot acest an și l-am văzut pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, ieșind de la discuții destul de dezamăgit. Haideți să vedem declarația făcută. Astăzi nu am ajuns la o concluzie. Ceea ce am constatat eu, dincolo de dorința de a reface această coaliție, lipsa de încredere. Fără încredere e greu să construiești ceva. Oricine, dacă lipsește din această formulă de 3+1, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, coaliția din decembrie nu mai există, nu mai funcționează. Domnul Dacian Cioloș are mandatul de a coagula o majoritate. Astăzi nu a avut succes, dar mai sunt câteva zile până miercurea viitoare, când expiră termenul de 10 zile. Pesimist liderul UDMR, Kelemen Hunor, dar eu cred că a pus un pic degetul pe ran așa și a vorbit de lipsa de încredere. Nu mai au încredere în unii dintre alții. Ei nu și-au dorit doar cu USR-ul la guvernare, vă anunț, și nici nu, din ceea ce știu eu, și iată că se demonstrează că așa este, am mai spus-o la momentul potrivit, ei au spus că nu vor susține un partid minoritar la... Un guvern minoritar. Un guvern minoritar. Deci nu mă surprinde faptul că el a făcut o astfel de declarație. UDMR-ul a fost tot timpul echilibrat. Sunt cei mai raționali din... Și să știi că și faptul că a ieșit Kelemen Hunor și a spus să-mi asum eu dacă voi nu vreți, a fost o palmă pe care a dat-o politicienilor români zdravănă. Și noi ne-am uitat neputincioși și încă ne uităm cum se bat ei între ei când vine unul și spune, da, stai puțin, că noi vrem. Dar să nu uităm discursul lui Kelemen Hunor pe care l-a avut în fața a 5.000 de delegați la Congresul PNL. Adică și acolo partenerul de coaliție le-a dat așa puțin câte o palmă. Dezamăgirea lui Kelemen Hunor este nu doar întemeiată, e și sinceră. UDMR a fost întotdeauna corect cu partenerii cu care a guvernat. Deci întotdeauna a dus guvernarea până în punctul în care s-a terminat guvernarea. Nu n-a trădat pe nimeni pe drum. N-a lăsat pe nimeni n-a întors spatele nimănui. Sau n-a săpat pe nimeni, dacă vreți, atunci când era într-o coaliție de guvernare. Deci din acest motiv, cred că, sincer, nu e doar o retorică politicianistă împotriva USR-ului. Cred că, sincer, a fost dezamăgit de atitudinea ușor copilărească a USR-ului, care și-a luat jucăriile și a plecat. Pe de altă parte, sigur, sunt convins, dar nu va spune acum, sunt convins că are nemulțumirile sale vis-a-vis și de modul în care premierul Câțu a știut să gestioneze această criză și a împins USR-ul practic pe ușa afară. Adică numai că nu l-a împins pe scări să iasă din clădire mai repede. Deci sunt convins, din păcate, eu, uite, sincer, la 30 de ani după Revoluție, când eu sper că ne-am liniștit puțin cu spaima aia că o să ne ia ungurii Transilvania, eu mi-aș fi dorit să văd un premier maghiar. Uite, eu chiar aș fi vrut să-l văd pe Kelemen Hunor cum se descurcă în postura de premier, pentru că am senzația că am fi văzut mai mulți profesioniști în guvern, nu doar maghiari. Cred că am fi văzut mai mulți profesioniști decât ne-au obișnuit ultimele guverne din ultimii ani.
Dar e clar că la aur ar fi, în varianta asta, la aur ar fi fost închisă ușa fără, e bine, fără discuții. Acum, apropo de discursul lui Kelemen Hunor de la Congres, el nu a vorbit pentru membrii PNL acolo. Nu, el a vorbit pentru lideri, adică mesajul lui a fost unul destul de subtil, dar cred că bineînțeles, terminați odată cu prostiile, țara arde, facturile, că făcea trimitere la facturi, dacă mi-amintesc bine în discurs, și a vorbit pentru oamenii care s-au uitat la ce s-a întâmplat acolo. Nu a avut nicio legătură cu Congresul în sine, a fost doar un prilej ca să spună punctul de vedere și bine a făcut. Da, pentru că vorbeam mai devreme de o variantă USR susținut de PSD, haideți să vedem ce a spus liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, după ce Dacian Cioloș s-a dus întâi să discute cu PNL și UDMR. Da, domnul Dacian Cioloș, că PSD-ul nu este a doua opțiune. Este cel mai mare partid din România, este partidul care a câștigat alegerile și mi se pare o abordare total neserioasă din partea domniei sale să considere că PSD-ul este a doua opțiune. Există cea mai mică șansă ca PSD să voteze un guvern condus de Dacian Cioloș? Păi, vrem să avem în România iarăși un guvern zero? Am văzut ce a putut domnul Dacian Cioloș și să facă când a fost prim-ministru. Din punctul nostru de vedere, dacă nu creionează o majoritate, este un pas către anticipat. Marcel Ciolacu pare că închide, Radu, clar ușa în nasul lui Dacian Cioloș. E nu. Eu n-am auzit niciun nu. La întrebarea PSD va susține un guvern, eu n-am auzit să răspundă cu nu. A răspuns cu o întrebare. Avem nevoie de un al doilea guvern zero. Deci, până nu se aud, bine, și când dacă se aud, nu, e posibil ca, încă o dată, asta e politica, da? Bun, acum n-am înțeles nici dezamăgirea domnului Ciolacu. Se aștepta ca domnul Cioloș să vină prima dată la PSD să facă o alianță. A mai fost la PSD. Bun, dar era independent. Drumul. Era independent atunci, nu era legat de un partid. Dar chiar se aștepta să vină întâi la PSD? Nu. Și dacă va veni la PSD, oricum sigur nu va veni pentru o coaliție de guvernare, ci pentru un sprijin parlamentar, pentru un guvern minoritar. Deci sigur nu va veni să propună PSD-ului să intre cu miniștri în guvern. Deci mă surprinde puțin, dar sigur, e normal, PSD-ul a câștigat alegerile anul trecut. În primul rând ar fi trebuit să-i spună domnului președinte lucrul ăsta din decembrie, în fiecare zi, până acum. Ar fi trebuit să-i spună, știți, PSD-ul a câștigat alegerile, PSD-ul a câștigat alegerile, PSD-ul a câștigat alegerile și când s-au dus la discuții la Palatul Cotroceni, asta ar fi trebuit să-i spună, orice ar fi spus președintele, asta ar fi trebuit să-i spună, știți, PSD-ul a câștigat alegerile. Dumneavoastră sunteți acum, ați băgat țara în criză, pentru că PSD a câștigat alegerile și l-ați dat la o parte ca să puneți în guvern partide de pe locul 2, 3 și 4. De-aia e țara în criză. Deci, cred că pe asta ar fi trebuit. Nu știm ce se întâmplă. Chiar nu știu ce se întâmplă. E puțin probabil ca Cioloș să fie premier. Pentru că animozitățile din PNL vis-a-vis de Cioloș, să ne aducem aminte că aici nu mai e vorba doar de PNL-USR, e vorba de Cioloș pe care PNL l-a curtat în trecut. Ai vino și preiane și fănetari și Cioloș a zis, nu mă mai gândesc, după care și-a făcut partidul său. Deci există acolo o animozitate puternică personală vis-a-vis de Cioloș. În PSD există, evident, nu, punctele de convergență între PSD și USR sunt foarte puține, din păcate, în acest moment. Deci chiar nu cred că Cioloș are șanse în acest moment să coalizeze un număr suficient de parlamentari care să-i voteze guvern. Eu altfel aș fi spus președintelui. Eu aș fi spus Partidul Social Democrat este partidul care a câștigat alegerile și care crește și în sondaje. Ce să vezi? Partidul Național Liberal nu a câștigat, USR-ul nu a câștigat și scad în sondaje. Și PNL-ul mai are o problemă. A pierdut și a treia funcție în stat, pentru că în această săptămână și-a dat demisia de la președinția Camerei Deputaților Ludovic Orban, fostul președinte PNL. Hai să vedem declarațiile făcute. Eu nu pot să fiu părtaș la trădarea cetățenilor români care și-au exprimat încrederea în Partidul Național Liberal. Eu nu pot să fiu complice la decizii care trebuiau să mă forțeze pe mine să încalc democrația, prevederile constituționale, principiul constituțional al statului de drept, numai pentru interese meschine politicianiste.
Nu mai pot să exercit funcția de președinte al Camerei Deputaților din partea Partidului Național Liberal, atât timp cât gruparea demolatoare din jurul lui Câțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, după ce a călcat în picioare democrația în Partidul Național Liberal, este pregătită să calce în picioare democrația în România. Așadar, încă un post important pe care să se lupte cele patru partide parlamentare. Nu doar un și facțiunea, așa. Și facțiunea pe care de care se tot vorbește că o va rupe Ludovic Orban. Așa te va spun fi? Ceva. Să-ți mai dau eu o informație pe care tu nu o ai. Nu doar că nu mai au om la Camera Deputaților, acolo se pot bate, însă să știi că Partidul Național Liberal, indiferent ce ar spune, nu este deloc unit, este o nebunie, s-a scindat, că este oficial sau nu, vin eu cu dovada. Subprefectul Bucureștiului, Sebastian Buș, nu mai este subprefect. De ce? Pentru că a fost pus omul domnului, doamnei Anisie de la Ministerul Educației, domnul Badea. Da? Deci cam așa stau lucrurile. Dacă tu aveai, eu nu am nimic, nu mă interesează ce se întâmplă acolo prea mult, personal, mă interesează la modul de analiză, dar dacă tu aveai un penelist care ocupa funcția de subprefect, dar era omul Orban, tu a trebuit să îl dai la o parte ca să aduci și să premiezi un om care te-a votat la congres, păi nu este chiar un om mic, politic? Da. Radu, da, și vreau să mai prezentăm ceva, să le mai prezentăm ceva celor de acasă, că pe lângă criza sanitară, criza politică, avem și un început de criză economică. Pentru că inflația e la un nivel pe care nu l-am mai avut în ultimii 10 ani. A ieșit Muguri Sărescu și ne-a spus că prețurile încearcă să țină prețurile între 5 și 5,5%, că se referă la indicele prețurilor de consum. Deja vedem în magazine alimentele de bază, coșul acela de bază a crescut. Institutul Național de Statistică, spuneam, ne-a anunțat rata anuală a inflației, că a urcat la 6,3% în luna septembrie, cu 1% mai mare față de luna august, deci într-o singură lună a crescut cu 1%. Prețurile de consum în luna septembrie comparativ cu luna august au crescut cu 0,8%, deci aproape acel procent, și mai avem și declarația făcută de prim-ministrul demis Florin Câțu, care ne spune că politica monetară a României este independentă, deciziile, bineînțeles, sunt ale băncii naționale. Știi că noi nu ne plăcea discuția aceea pe care tu ai adus-o aici în platou cu promoțiile la supermarket. Bun, domnul Câțu are talentul ăsta de a spune azi fix altfel decât spunea ieri. Acum 2 ani acuza guvernele PSD că au mărit inflația ca să îi dezavantajeze pe oamenii săraci. Azi întreba despre inflație, zice, cine, noi, guvernul? Nu e treaba noastră, fugiți de aici, e treaba domnului Sărescu. Ia, mergeți la el și întrebați. Eu sunt convins că Banca Națională are metode prin care să scadă indicele de inflație. Poftim? Deci, dintr-o dată, nu mai e treaba guvernului. Da, mai spune ceva, a mai spus ceva Florin Cățu Sarmiza. Eu sper doar că nu am ratat o măsură în trecut. Și acum să ne grăbim să reducem prețurile prin măsuri de politică monetară restrictivă care ar putea pune în pericol creșterea economică. Eu nu vreau să fie amendat, dar aveți ce ipocritie? Adică, serios, nu mai bine se uită la ce trebuia să facă el și n-a făcut? Nu se vorbește, hai să o luăm de la capăt, nu se vorbește de valul 4 de atâta timp, nu se vorbește despre faptul că se vor scumpi toate, nu se vorbește despre scumpirea la energie electrică, la gaz și așa mai departe. Acum vine să ce? Vreau o concluzie scurtă pentru că ca mai avem doar... Ca să ne arate nouă că el știe, mai da? Avem doar un minut. Vom avea săptămâna viitoare în Parlament un guvern minoritar Dacian Cioloș? Nu, din punctul meu de vedere, nu. Continuă discuțiile, îl primesc în continuare cei de la PNL, mai nu, discută? Nu cred. E posibil să încerce o mișcare de a se duce luni cu un guvern minoritar, nu cred că va lua voturile și în acel moment sigur că mingea se va întoarce la președinte și cel mai probabil PNL-ul se va duce cu Câțu iarăși.
Și vom asista la aceeași discuție, de data asta invers. Câțul va suna pe Cioloș și Cioloș îi spune... Deci vom avea, e posibil să avem a doua rundă de consultări la Cotroceni. Cu siguranță și o să avem un USR împiedicat și o să vedem PNL-ul cum vine să-l ridice pe domnul Cioloș, da, de ambele brațe. Hai să te ridicăm noi și să vedem ce facem pe mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă las în continuare cu imaginile acestei săptămâni. Poate vă aduceți aminte în urmă cu o lună când ministrul muncii Raluca Turcan tăia panglica unui ponton împreună cu alți 7 oameni. Ei, ce să vezi, în această dimineață acest ponton s-a scufundat. Să aveți un weekend liniștit, ne revedem vinerea viitoare de la ora 18.